Dacă vă întrebați ce s-a întâmplat, m-am întâlnit cu presură. Nu, glumesc. Aveam un loc rezervat pentru nasul meu și în locul ăla era o rachetă de scoaș. Și am dat din greșeală cu nasul meu într-o rachetă de squash. Se mai întâmplă? Asta e. Squashul, Scoasul dă, dar scoasul și ea. Yeah, huh? Anyway, auzim foarte des că unele tehnologii sau unele forme de energie sunt verzi. Această etichetă are o conotație pozitivă când spunem că ceva este verde, spunem că vrem să folosim acea tehnologie sau acea formă de energie, spunem că vrem să investim în ea, spunem că este mai bună decât anumite alte tehnologii care sunt convenționale și folosesc resursele fosile și așa mai departe. Dar când și în ce condiții și cine decide că o tehnologie este sau nu verde sau că o formă de energie este sau nu verde. Despre asta vreau să vorbim. Haideți să începem cu definiția cea mai simplă. La modul cel mai simplu spus, o tehnologie este verde în momentul în care nu produce dioxid de carbon sau produce mai puțin decât ar produce o tehnologie alternativă bazată pe combustibili fosil. Deci mașina electrică este verde din acest punct de vedere. Energia din turbinele eoliene este verde din uh, acest punct de vedere. Până aici totul bine. Dar în ambele cazuri am menționat două elemente în care intervin judecăți de valoare. Intervin judecăți morale și în ultima analiză intervin concepții despre cum vrem să trăim și ce vrem să păstrăm și ce vrem să înlocuim. Și de aceea, apropo, cercetătorii din filozofia tehnologiei sau din studiul social al științei sunt interesați de problema sustenabilității. Nu pentru că ei înțeleg partea științifică, că nu înțeleg. Ei se bazează foarte mult pe date și uh, colectări de date, în ultimă instanță, din domeniile de specialitate, din fizică, din chimie și așa mai departe ci pentru faptul că în concluzia finală intră nu atât, nu doar judecăți despre fapte și date, judecăți, hai să le spunem, din științele naturale, cât și aceste judecăți de valoare. Așa că aș vrea să mă concentrez mai mult pe aceste judecăți de valoare. Iar pentru a nu lăsa discuția să deraieze în tot felul de abstracțiuni, aș vrea să încep cu două exemple foarte simple, exemple pe care sigur, sigur le știți și anume mașina electrică și hidrogenul verde. Ambele sunt catalogate drept verzi și aș vrea să ne uităm un pic la detalii. Este mașina electrică, EV-ul, da? electric Vehicle. Este mașina electrică verde? Răspuns, este, desigur. Dar asta nu înseamnă că decizia noastră se încheie aici. Pentru că mașina electrică, dacă este privită pur din punctul de vedere al emisiilor, decizia e simplă. Am aici o mașină, apropo. N-are țeavă de eșapament, deci nu iese niciun pic de dioxid de carbon, spre deosebire de dieselul meu puturos și uh, nasol, care scoate dioxid de carbon pe țavă dacă ne gândim strict din punctul de vedere al murmurăiț um, um, uh, Elwood ca un urs. Dacă ne gândim strict din punctul de vedere al emisiilor, deci mașina electrică este verde. Pe de altă parte, mașina electrică are o dictai bateria cu litium, iar pentru a produce, pentru a extrage acel litiu și pentru a produce acele baterii, avem nevoie de dioxid de carbon mai mult dioxid de carbon decât avem nevoie pentru a produce mașinile noastre standard. Ok, s-ar putea spune dar după aia, după aia, după aia, după ce avem mașina, um, dieselul meu puturos bagă benzină pentru care avem nevoie de dioxid de carbon în vreme ce mașina electrică nu. Ei bine, și mașina electrică folosește dioxid de carbon nu în mod direct, dar ca electricitate. Majoritatea Rețelelor de electricitate din lume, la ora actuală, cu foarte puține excepții, majoritatea rețelelor electrice sunt gri, în sensul că electricitatea este produsă prin ardere de gaze naturale, de tot felul de resurse fosile. Și atunci, eu când îmi încarc Tesla, de un cu electricitate, și deci nu iese niciun pic de dioxid de carbon, dar acea electricitate. Are ea însăși nevoie de dioxid de carbon. Și atunci calculul nu este între dioxid de carbon și nimic, ci este între mai mult dioxid de carbon și mai puțin. Asta despre uh, mașina electrică. Și atunci ne întoarce. Spunem, este mașina electrică verde? Este în continuare, dar nu este verde. În mod absolut. Este un verde închis, așa, un cachi. Este verde bineînțeles comparativ cu mașina bazat, mașina convențională bazată pe resurse fosile. Ce se aplică tehnologiilor, se aplică și formelor de energie. Evident, energia în sine nu are o culoare, știu că știți cu toții asta, dar în sfârșit o etichetăm drept verde în același fel. Ați auzit fără doar și poate de hidrogenul verde. Comparativ cu uh, hidrogenul gri, care este produs uh, într-un proces care se numește steam methane reforming, adică bombardăm metan cu uh, abur la temperaturi foarte înalte. Hidrogenul verde este produs într-un proces care se numește electroliza apei, adică eh, numele o spune deja, prin electricitate, lisis, separăm Electroseparăm molecula de apă în H2O, da? în hidrogen și oxigen. După aia reușim să le ținem separate, pentru că hidrogenul și oxigenul sunt foarte buni prieteni și vor să se recombine. După cum ar spune, hidro, după cum ar spune Uzi, hidrogenul și oxigenul se. Iubesc la nebunie. Da? și avem hidrogen. Iar dacă electricitatea din electroliză este din surse regenerabile, din eoliene, din panouri solare și așa mai departe, acel hidrogen se numește hidrogen verde. Iarăși, foarte frumos, dacă ne uităm pur la capitolul emisii, un electrolizor nu emite dioxid de carbon. Dar, dar, de ce să nu includem și, de exemplu, dioxidul de carbon folosit în fabricarea acestor Electrolizoare sau dioxidul de carbon folosit pentru minarea materialelor de care ai nevoie pentru a face acele electrolizoare. Electrolizare sunt niște mașinării foarte, foarte um, complexe. La fel, de ce să nu luăm în considerare și sursa energiei? Am spus, noi avem nevoie de electricitate, iar dacă acea electricitate este verde, foarte frumos, hidrogenul este verde. Dar de ce să nu luăm în considerare și dioxidul de carbon? folosit pentru crearea uh, panourilor solare. De ce să nu luăm în considerare dioxidul de carbon folosit pentru minarea materialelor, magneților de care au nevoie uh, turbinele eoliene. Iarăși facem același lucru, dacă ne uităm, dacă dăm zoom out unde ajuns de mult, vedem că întregul proces, și aici putem să includem și o, un RD, o cercetare foarte intensivă care duce la optimizare și care are nevoie de dioxid de carbon, în sfârșit, dacă dăm zoom out unde ajuns de mult, vedem că întregul proces are, de fapt, emisii de dioxid de carbon. Și atunci, concluzia va trebui să fie iarăși, da, hidrogenul verde este verde. Dar din cauza acestui lanț de aprovizionare care el însuși are emisii de dioxid de carbon, nu este verde pur, verde măr verde. Este un verde oliv, este un verde mai grizonant așa. Iată deci, prima chestie pe care trebuie să o facem este să putem să ne dăm zoom out și să realizăm că deși unele tehnologii consum, consumă și emit mai puțin dioxid de carbon, nu există tehnologie la ora actuală, care să nu emită dioxid de carbon, și care să nu aibă nevoie de dioxid de carbon pentru a putea lua naștere și pentru a putea fi folosită. Aici aș vrea să adaug un punct foarte important, și anume că în toate aceste calcule pe care le-am făcut, incertitudinea este de fapt foarte mare pentru că sistemul energetic este foarte complex. Asta comparând de exemplu cu sistemul agroalimentar, de exemplu, care este ok, și el complex, dar mult mai ușor de captat în modele și în calcule. De fiecare dată când auzim că, de exemplu, emisiile necesare pentru a construi o baterie sunt așa și pe dincolo, rata de eroare este foarte foarte mare. Ceea ce se întâmplă și în cazul nostru, pentru că nu există o mașină electrică, există diferite tipuri, depinde de unde este produs, depinde de cum este minat materialul, iarăși vorbim de electroliză, dar nu există un tip de electroliză. Există, hai să zic, la ora actuală există trei tipuri de electroliză, ceea ce deja explodează modelul nostru statistic. Dar nici acele trei tipuri de electroliză, PEM, Alkaline și Solid Oxide, dacă vă interesează o să pun niște link-uri în descriere, nici acele trei nu sunt stabilizate. Există mai multe tipuri de a face electroliză alcalină. Da? Și toate, toate variabilele astea trebuie la un moment dat reduse pentru a formula o concluzie despre o tehnologie sau o, um, sau o formă de energie. Dar lucrurile, lucrurile sunt, de fapt, uh, și mai complicate. Căci, și o tehnologie care. Hai să dăm un pic la o parte toate aceste chestii pe care le-am spus. Și o tehnologie care, cum să zicem, iese pe plus din toate aceste puncte de vedere, s-ar putea, de fapt, să facă mai mult rău decât bine. De ce? Întâi. Materialele de care avem nevoie pentru a susține anumite tehnologii pe termen lung s-ar putea să devină din ce în ce mai rare. Unele dintre ele sunt deja rare: noble metals, rare metals, metale nobile, metale rare, metale prețioase. Unele sunt deja insuficiente. Gândiți-vă la iridium și multe altele, în sfârșit. Și cu cât devin mai rare, cu atât trebuie să săpăm mai adânc. Cu atât trebuie să deschidem mai multe mine, cu atât crește amprenta de carbon a tehnologiei respective. Um, am aici niște date, din nou linkurile sunt în descriere. O mașină electrică are în ea de șase ori mai, mult, mai multe metale prețioase decât o mașină convențională. O centrală solară de dimensiuni medii, o cantitate de 9 ori mai mare de metale rare pe gigawatt-oră. Cererea de litium și cobalt, care sunt în aproape, aproape orice de fapt, de la baterii la iPhone, orice care are nevoie de uh, baterii, aproape orice, se va înzeci, cererea de litium și de cobalt, se va înzeci până în anul 2050. Iar aceasta este limita de jos, acesta este scenariul optimist. Limita de sus este că ea va fi de 20 de ori mai mare. Tehnologiile, deci, care ies pe zero azi sau care ies pe plus și ne ajută să decarbonizăm anumite industrii sau zone de transport și așa mai departe, s-ar putea mai târziu, din cauza acestor metale prețioase, Fatina. să nu mai iasă pe zero, să nu mai iasă pe plus. Acesta este primul mod în care ceva care este ok și verde gazon astăzi să fie mai puțin verde mai târziu. Al doilea mod, și cele două sunt legate, bineînțeles, al doilea mod este că orice tehnologie care reușește să capteze atenția și acceptarea publică și politică, creează ceea ce în studiul social al inovației se numește path dependence. Este tradus de regulă drept dependență sistemică. Uneori apare și termenul de technological lock-in. Asta înseamnă că odată ce o tehnologie răspunde unei întrebări, rezolvă o problemă, ea este extinsă la scară și este locked in, adică este blocată în sistem. Mai târziu va fi extraordinar de dificil și extraordinar de scump să, să înlocuim aceste tehnologii chiar în fața unor tehnologii alternative care se vor dovedi, a fi mai bune și mai verzi și mai eficiente. Exemplul pe care îl dau eu de fiecare dată este acela al uh, plumbului tetraetil, scuze, care a fost descoperit în anul 1921. Ne-am dat seama că e nasol rău de toți atât pentru oameni cât și pentru mediul înconjurător imediat după război. Când credeți că United Nations, există un corp care se numește UNEP, United Nations Environmental Program sau Project, când credeți că am putut concluziona că gata nu se mai vinde benzină cu plumb, ei bine, Poate un pic ironic, în anul 2021, la 100 de ani, exact 100 de ani distanță. Acesta este un exemplu de technological lock -in. În momentul în care o tehnologie rezolvă o problemă, și problema inițială era cifra octanică redusă a benzinei, în sfârșit, ea rămâne în sistem. Și chiar dacă ea pare a fi o soluție azi, s-ar putea mai târziu. Să devină mai puțin o soluție, sau să poată fi înlocuită în principiu de soluții mai bune, și să nu poți să divorțezi ca o căznicie din care nu poți să ieși. Bun. Aș vrea să adaug acum un alt nivel, un ultim nivel de analiză. Ce am făcut? Am, am dat zoom out până acum și ne-am uitat la lanțul de aprovizionare și am văzut că, deși o părticică s-ar putea să fie verde, există dioxid de carbon, sare, dioxid de carbon, așa, din tot felul de alți pași. După care am dat zoom out și am văzut că, temporal vorbind, și am văzut că există situații în care unele tehnologii, în special unele tehnologii care folosesc metale, rare, dar chiar și un metal care este abundent azi s-ar putea să nu mai fie mâine, cum ar fi cupru. Tehnologia se dezverzește în timp, mai ales în condițiile în care ea creează o anumită dependență sistemică. Acum aș vrea să aduc în discuție o altă asumție pe care o folosim în momentul în care etichetăm tehnologiile drept verzi și facem, luăm decizii pe baza acestor etichete. Și anume, asumția că soluția pentru problema noastră, soluția pentru dependența noastră de combustibili fosili care z -bă, sunt gri și așa mai departe, trebuie să vină din inovație. Trebuie să vină din noi tehnologii, noi forme de a produce energie, în fine, nu producem energie strict vorbind, noi forme de a extrage energie și așa mai departe. Această asumție poate fi pusă la îndoială, pentru că nu e nimic în esența dependenței noastre de combustibili fosili, fosili care să ne ducă necesarmente către o soluție tehnică. Există un termen în STS, în studiul social al științei și al tehnologiei, care se numește technological fix. Ideea noastră e că ce ne trebuie ca să scăpăm de combustibil fosili este a technological fix, o reparație tehnologică. Ne punem toate speranțele în știință și tehnologie. Dar soluția s-ar putea, de fapt, în vreme ce noi investim foarte mulți bani, 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 bani în știință și tehnologie, soluția s-ar putea să fie socială. Soluția s-ar putea să fie să vină din politici. Publice. Și am văzut un exemplu, într-un context nefericit, dar un exemplu foarte, foarte bun: ce s-a întâmplat în momentul în care au încetat oamenii să mai zboare în timpul pandemiei. Efecte ecologice imediate, fără investiții, e drept că se pierde, oamenii și-au pierdut locuri de muncă, lucrurile nu sunt gratis, se pierde undeva, dar nu se pierde la capitolul dioxid de carbon. Și atunci, dacă există un câștig atât de mare, incidental, printr-o o mică uh, întâmplare, oamenii au început să se întrebe, ok, dar uh, poate ar trebui să abordăm problema nu cu instrumentele chimiei și fizicii, nu doar cu aceste instrumente. Bineînțeles, și aceste instrumente, dar poate ar trebui să ne uităm la politicile publice care ar avea un efect poate mult mai mare, poate exponențial mai mare, în așa fel încât inovația și tehnologia și știința și fizica și chimia să fie doar un, un bonus, un fel de add-in pentru jocul pe care trebuie de fapt noi să-l jucăm. Și haideți să facem niște experimente mentale. Ce s-ar întâmpla dacă de mâine, eu nu zic că asta trebuie să se întâmple, dar este un experiment mental. Ce s-ar întâmpla dacă de mâine am taxa grupa mare sau chiar Interzice următoarele. Gipanele cu motor mare de vum-vum să facă vum la intersecție, care nu sunt folosite pentru off-road experience în Sahara. Da? Avioanele private. Criptomonedele care papă electricitate, grupa mare. Gunoiul și risipa. Da? Toată lumea plătește mai mult sau mai puțin aceeași taxă pe noi, indiferent că eu sunt un porc și arunc uh, în fiecare zi de numa-numa sau un altul care este destul de cumpătat și refolosește și uh, are uh, grijă să nu uh, facă risipă. Ce s-ar întâmpla dacă am taxa grupa mare sau am interzice a doua, a treia, a patra mașină? Ce s-ar întâmpla dacă am taxat grupa mare sau am interzice Fast Fashion, H&M-urile, uh, Berjka-urile, Wii-urile, uh, Fast Manufacturing, Alibaba, tot felul de venite din plasticării venite din China și așa mai departe. Repet, eu nu vreau să zic că gata, hai să interzicem, domnule Lenin, uh, capture the means of production, dar... Faptul că nu intervenim în acest fel este grăitor, arată care este asunția noastră morală din spatele problemei cu care abordăm problema, iar asunția morală este în felul următor. Noi nu vrem să rezolvăm problema combustibililor fosili și atât. Vrem să rezolvăm problema combustibililor fosili. Continuând să trăim în felul în care trăiam în secolul al XX-lea, când am cunoscut un boom extraordinar, industrial și din punct de vedere al um, accesului la uh, energie. Este clar, deci, că această reducere a combustibilului fosil, speranța noastră în salvarea de către tehnologie, salvarea de către uh, inovație, are în spate o decizie că. Vrem și trebuie, și e moral, și e justificabil să trăim în felul în care am trăit până acum. De, de astea, sustainable degrowth și intervenții sociale disruptive, după cum am spus, nu vrem să auzim. Bun, haideți să rezumăm. Am spus în felul următor. Da, unele tehnologii sunt verzi, verzi din punct de vedere al emisiilor, dar dacă dăm zoom out, vedem că acele tehnologii sunt de fapt mai puțin gri, nu atât verzi. Ele sunt mai puțin uh, gri. Asta că ne uităm la întregul lanț de aprovizionare și tot felul de procese pe care trebuie să le punem în funcțiune pentru a obține materiile prime. Și apoi, când toate acestea ies în mod miraculos pe uh, zero, fără ca noi să știm, pentru că există un grad de incertitudine foarte mare, s-ar putea ca acea tehnologie să fie minunată acum și să fie, de fapt, să ne năruie mai târziu, uh, în aceea că ea devine din verde ok, verde kaki și, în final, uh, griulie, grizonantă. Și să nu obținem o diferență de energie îndeajuns de semnificativă cât am fi obținut cu o altă tehnologie care folosește alte materiale sau mai puține materiale um, decât prima. Aș vrea să termin cu o poveste. Asta a fost uh, videoclipul. Aș vrea să termin cu o poveste pentru cei care cred că domnule, chestiile astea asta așa despicat firul un patru filozofic. Hai să ne vedem dacă vedele e da sau nu sau dacă sunt grade de verde. În timp ce noi ne simțeam bine la sfârșitul anului trecut, Comisia Europeană, aceeași Comisia Europeană care a pompat 5 miliarde într-o tehnologie cu TRL redus, care s-ar putea să nu funcționeze niciodată, Comisia Europeană a zis, OK, în Europa, hidrogenul va fi numit verde în următoarele condiții. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iată deci dacă e sau nu verde, dacă e sau nu sustenabil, cred că foloseau termenul de sustenabil, dar uh, eticheta standard așa pentru sustenabil este verde și este folosită peste tot în industrie, acestea sunt condițiile. Una din acele condiții era ca hidrogenul, țineți minte, electroliza apei, electricitatea să fie dedicată, adică acolo este centrala cu panouri solare, acolo este uh, ferma de turbine eoliene, Cablu, 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 direct în electrolizor. De ce? Din motive pe care le-am explicat. Dacă electrolizoarele își iau electricitate din rețea, rețeaua nu e verde, pe nicăieri în lume. Rețeaua este mai mult sau mai puțin gri. Și atunci nu putem numi produsul care este din acel proces verde. E la mintea cocoșului. Dacă eu folosesc electricitate gri pentru a face un produs, acel produs e gri de la sine înțeles, am putea spune. Atâta doar că lobby hidrogenului a sărit de în sus că stai domne. păi în felul ăsta noi de fapt nu putem produce hidrogen verde. Pentru că noi ne dăm seama că acea fermă de panouri solare sau turbine eoliene va, va avea intermitențe în vreme ce electrolizoarele noastre trebuie să funcționeze cam tot timpul pentru a deveni eficiente. Și au amenințat, deci ei nu au fost de acord cu regulile impuse pentru folosirea etichetei de verde. Și au amenințat că vor pleca din Europa. Au spus, în termeni nu foarte subtili, aș zice eu, în condițiile astea, noi nu mai vrem să investim aici în Europa, noi fiind companii, da? Noi nu mai vrem să investim aici în Europa, și vom merge în Statele Unite, unde pe păi, nu prea interesează de unde vine electricitatea, câtă vreme electricitatea produce electroliza apei și avem uh, hidrogen la final. Ce s-a întâmplat? În final, Comisia Europeană a modificat draftul inițial. Deci a modificat varianta de reglementare pe care o publicase pe uh, site-ul uh, oficial, și acum, astăzi, poți face hidrogen care să se numească sustenabil, care să se numească verde, chiar dacă parte din electricitatea pe care ai folosit-o este din rețea. Rețeaua fiind bă, nașpa, gri și cu um, emisii de dioxid de carbon. Iată deci verdele unei tehnologii este negociabil în funcție de considerente nu neapărat științifice, pentru că nu s-a schimbat nimic în dezvoltarea științei de la draft până la varianta inițială a reglementării, ci de considerente non-tehnice, non-științifice, non-inginerești. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Dacă vreți să îmi spuneți părerea dumneavoastră despre toate acestea, aștept reacțiile voastre în comentarii sau dacă vreți să îmi spuneți ca data trecută că eu sunt un prost și nu înțeleg nimic, aștept reacția voastră în comentarii și vă voi răspunde. Dacă vă interesează mai mult mai multe informații despre aceste subiecte, am pus un cârdău de linkuri în descriere. Mulțumesc și ne auzim la episodul următor al podcastului care va fi despre John Locke și în niciun fel, în niciun fel despre această poveste cu tehnologiile verzi.